Sunt prea mică acolo în spate, mulțumesc. Nu, eu am deformație de cadru didactic, mă uit, tot citesc mai mult. Vă uitați cine copiază în sală, am înțeles. Mulțumesc frumos. Domnule președinte, sunt complet de acord cu ceea ce scrie în această convenție care trebuie ratificată, dar am și eu câteva chestiuni care trebuie lămurite. Când discutăm despre orice funcționar public străin pentru tot felul de entități juridice, ne putem raporta și la tot felul de angajați ai unor guverne străine, ai unor ambasade care își iau șpagă din România tot felul de resurse pe care le avem prin interpuși gen OMV. Aș vrea să știu și eu dacă toți acești reprezentanți ai guvernelor, ai tuturor multinaționalelor care sunt ajutate din spate de guverne și de entități ale ambasadelor, da? Statele Unite ale Americii, Austria, Olanda, că știm foarte bine cu ce ne confruntăm. Dacă aceștia vor plăti, pentru că aici este vorba de infracțiuni indirecte, prin intermediari, de care știm cu toții, dar nimeni nu cercetează pe nimeni și nimeni nu sancționează pe nimeni. În aceste condiții eu nu mă pot decât abține la această convenție, pentru că îmi dau seama că e făcută doar de ochii lumii și în niciun caz pentru a se aplica așa cum trebuie, astfel încât să ne apărăm interesul național. Mulțumesc!